Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi s-a adăugat noua armă pe CSGO. Aici ai să dăm și aici un inspect. Ia uitați-o. MP5 cu amortizor. Zici că e de pe Fortnite scoasă. Mișto văd că și nu... Mișto chestia asta nouă de poți să dai inspect la arme. Nu ți-o mă arată așa înfiptă într-un perete. Sau mă rog, pus la expoziție. Hai să dăm așa un go. Să vedem. Ce găsim? Să vedem cam cum e noua armă când am testat-o. Doar am pus-o în locul MP7-lui. Bun, hai că mă bag acum și în meci. Din păcate nu merge să o folosesc pe wingman-uri și pe competitiv, că aș fi testat-o așa. Merg doar pe bots, pe deathmatch și pe casual. Așa că o băgăm pe casual să vedem cum e tot. Bun, am intrat și pe server. Acum prima rundă n-avem posibilitatea să ne o cumpărăm. Cât-i? Stai, cât-i? Tot 1500, tot 1500. Ia damage cât de? 27. Destul de puțin. Dar văd că... păi dă mai puțin damage ca pe 90. Ok, hai că joc așa, nu îmi cumpăr nimic acum. Ăștia nu știu, ăștia sau sunt B. Hai că mă duc cu ei în B mai repede. Hai să activez cronometru, să nu iasă prea lung clipul. Că mie că fac episod prea lung și pățesc că data trecută, când pun și eu un clip de ăsta mai mare, frumos în 60 FPS, ori trebuie să mi-l țină YouTube un 360 vreo oră jumate, cam așa. Că de, e YouTube, ce dracu zice. Nu pe acolo, aha, kitchen. Sau chicken, kitchen. Bun, i-am prins un glonț în cablu fraierul ăla. Ia, e un aici jungle, hai că mă duc pe el. Ia vină cu acea fraiere. Ți-ar capul al rec. Op, op, m-a luat, m-a mers și eu. Să-mi audă pașii. Sau mi s-au auzit pașii. A, știu, se ferească, am stat pe loc, am fost o țintă numai bună de împușcat. Hai, mai sunt mulți de ăștia pe aici. Mai e unul, doi, hai mă morâți o dată și pe ăștia, gata, mai e unul fix în site, hai mă diliți-l pe ăsta că nu mai are multă și pe... Gata, bun, hai să ne cumpărăm nouă armă. Câți bani au dat? 2700, 3700, am bani și de pușcă și de armură. Păi cred că o să fie genial acum să joc cu nouă armă, ia să vedem. A, armurici nu trebuie să-mi cumpăr pe ăsta, mișto. Hai să vedem cum e. Îmi trebuie astea așa, mi-a dat și unul o lamă, că de ce nu? Oh, câtă lume aici. Hai să văd ce pot face cu arma asta așa. În primul dacă e vreunul pe acolo cu siringa asta. Hop, hop, hop. E unul acolo. Mă, e bună că asta nu se aude pe distanțe. E de aici o grandă tu fraierul de acolo. E aici unul. Ma, a, știu șmecheria aia, se bagă acolo în smoke, noi nu-l vedem, dar el poate să tragă. Opa, e unul acolo. Ma, de ce dramatic e aici, ce dramă. Opa, hai că i-am prins una în cap. Mă, n-are reculul mare de roc arma asta. Op, 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 op. Și pe distanță sper că dă bine. Nu, nu mai bat cu ăla că m-a demagiuit ca lumea. Bă, da bomba, unde nu stă la să pună bomba. Stai că nu stau bine așa, că îmi dă la picioare. O, oleu, că l-am demagiuit pe ăla și tot n-am murit. Am crezut că ăsta nu-i cu mine. Da, vă că și-a mai... și nu sunt singurul cu arma aia. Moci, mă, și stau cu siringa. Da, m-a așteptat. A dat pe lângă ăla și l-a luat pe... A vrut să tragă în ăla și m-a dilit pe mine, frumos. Hai, mă, hai, terminați o dată acolo. Ce-am făcut? Vreo două kill-uri. Voiam să zic kill-e, mă, cred, la piață. Ia, se pare că nu sunt foarte buni cu două armă. Unora nu l-o plăcea, cine știe. Or fi pro MP7, lui Nora e mort ăsta și a mai rămas unul. Borussia Dortmund 2009. Bun. Sau 09 numărul jucătorului, poate. 3000 IQ, ce dracu zic ăștia acolo? Clar de mine ziceau când se referă un IQ atât de mare. Bun. Ajunge cu ironia, hai că nu mai pot de cald. În sfârșit începe runda. Deja am filmat 5 minute și mai mult am stat mort, că de ce nu? Hai mă odată, spawnează-mă bun. Eu o să joc numai cu arma asta să văd cam cum e, în ce constă să te joci cu ea, dacă este complicată sau nu. Mie nu mi s-a părut complicată adineauri, dar hai să o mai testăm așa. La cap văd că dă bine, sare glonțul la cap cum trebuie. Hai să dăm un rush pe B aici. Ma, cine a prins smoke-ul ăla? Este că eu mă duc pe jos pe aici.
Alracu, ce bine a dat grenada aia. A aruncat și bomba. Bă, boilor, bă, ce faceți, mă, cu bomba aia? Nu sunteți sănătoși la cap, domn coace. Ai de cap, aruncați bomba. Dacă erați pe competitiv, erați înjurați în ultimul hal acum. Unde ești, mă? Vino încoace. Direct la cap, bun. Hai că reculul nu pare a fi prea mare. Parcă e mai bun reculul la asta ca la MP7. O fi chestia care are supresorul și de-aia. Amortizor, mă rog. Ce, mă, vine unul pe acolo? Ia o grenadă, tere. Am crezut că l-am omorât cu grenada pe ăla. Ăla de acolo mai e, nu? Să nu vină pe acolo. Aș, tot eu l-am luat. Cum sunt? Locul 2. Bun, și așa. Sparge televizor, dar nu se sparge. Ce mapă retro totuși, că văd că ăștia pe aici cu televizoare pe tub. Dar n-ar trebui să comentez că am avut și eu până prin 2000 mult. Până acum vreun an sau doi. No, cred că mint. Că dracu, că nici nu știu. Acum vreo 2 ani aveam și un monitor de ăla. Era mai amărât pe atunci. Fie vreunul pe acolo. E ăla acolo, dar tot l-am luat. Ia, e unul prin spate, e haina. Și că e unul acolo, ia vină încoa. Ia de aici. Pac, 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 pac. Bun. Mergi să dai și împrăștia cu arma asta. Bă, chiar îmi place, trebuie să fac așa un clip de la arma aia vs. arma aia, cum mai fac străinii, dar nu cred că ar fi lumea prea interesată în România la așa ceva. Și să încerc să prind așa la străini, nu știu dacă ar merge. Dar bomba aia unde e, mă, ce ați făcut cu bomba aia? Nu merge să dai supresorul jos, din păcate. Stai, mă. Ah, e la B ăsta. Nu. Ok, unul out. Dacă am repede se termină încărcătorul. Stai că dă ăsta cu o grenadă. Ce, mă, te crezi? Ia de aici. Ce mai aștepți tu pe mine cu sniperul? Bun, out și ăsta. Stai că mai e unul acolo. Hai, mă. Ce, mă, te crezi, maker cu PM? Bine, eram și o HP, recunosc. Deci am câștigat? Da, am câștigat. Bă, că se ceartă ruznacii între ei. Dăm tot ăsta, hai că... Gâtul mătic, am luat arma greșită. Să joc până încheie aici, ne fac așa vreo 10 minute să bag și o 3 reclame acolo. Nu cred că vă supărați, nu? Că văd că dacă ai un clip mai lung înseamnă că faci special să bagi reclame. Chiar dacă n-ai reclame băgate în clip și ai luat copyright probabil, tot trebuie să zică lumea, a, ăla e cu mine de acolo? Ba nu, e unul tunel. A blocat la calea. Ia, e ca și mort ăsta. Stai că m-au trecut gloanțe prin... Hai că mă duc în beba, picioarele. Dă, du... Ia, e unul sus aici. E că-i după perete, am înțeles. Să nu fie aici. Nu e. S-ar putea să fie aici după bancă. Nu e. L-a luat, l-a luat, ok. Ăștia sunt în A, probabil. Hai că aștept să vină aici cu MP7-le. Opa! Te pu- A, era al meu ăla. Ia uite-l pe unul în capăt. Hai mă, încarcă mai repede. Bă, îmi place să joc cu arma asta, e genul ăla de armă de n-ai bani de un rifle, așa că joci și îți iei un SMG. Da, e, tot 30 îți dă, am înțeles. Deci nu-ți dă 60, îți dă 30 la asta. E, ziceam și trageam speranță că e, chiar vreau să zic, e genul ăla de armă de n-ai bani de rifle, joci cu SMG și îți dă și bani. Deci pare că asta e, o să fie tratată ca P90, utilă și... Da, bine, măcar nu cred că ești înjurat momentan dacă folosești asta. Oh, uite pe unul acolo.
Așa. Au dracu, nu-l văsim. Deci, cât îți dă asta, nu zice bani? Gen să... Stai, mă, sau nu-ți mai arată câți bani îi dă? Ești curent, am înțeles, dar nu zice cu cât la sută îți dă? Când gen zicea normal sau penetration power, stopping power. A, uite, kill a word. Ah, dar văd că mi-a dat doar 300, o-i făcut maximul, nici nu știu. Sau probabil că aș o fi pe serverul ăsta. Păi aia scrie acolo că îmi dă 300, e, cine știe. Probabil că aș o fi pe astea, pe casual-uri. Hai să văd ce fac și eu acum. Deci chiar dacă trag așa ca disperatul, văd că tot îl prind. Mă, dar e bună rău arma asta să dea dracu. Asta ți-e soluția că rămâi fără bani de acasă și vrei să-ți mai iei și armură. Deși mie unul mi se pare mai mult armă de CT asta, că e cu amortizor, dar mișto. Să folosesc ambele clase. Asta dă dovadă de lipsă de rasism și mie îmi place că dacă ești rasist în ziua de azi, chiar și în cele mai ciudate contexte, e gata, te înjurul meu. Sau nu mai spune bine. În orice chestie, dacă faci o discriminare, se consideră că ești rasist sau... Înțelegeți voi. Hai mă, omorâți-vă odată unei afeca. Hai mă, împușcă-l. Așa. Hai, ești doi, nu? Ăsta unde? În A. Voiam să zic. Cu tare în A, cu tare în B. Dar am uitat că și ceilalți morți pot să vadă așa. Ce are ăsta? Siringă și altul ce are? Banana. 5-7 banana. Ok, hai să încidă ăsta. Îi dă cu sniperul. Hai mă. Și... Uite, are acal, poate omoră pe ăla, ăla ce are? Pistol? Deagle doar? Păi bă, cu acau puteai să faci legea pe distanța aia. Uite, a luat pe ăla, îl ia și pe ăsta cu deagle-ul. Așa? Și mă, ăsta cu... care a plecat de la bombă și o dezamorsează. Uite și tu, ăsta a plecat de la bombă și ne-o dezamorsează. Genial, ce să zic. Kick the drag. A, mi-a dat arma lui. Luați voi arma asta. Nu-mi treabă. Deci, a, deci uite, aici zice cât îți dă. $900. Deci zice că ar trebui să-mi dea 600. Dar din aurea mi-a dat 300. Ați văzut și voi mai devreme, nu? Stați că mai încerc să omor până. Tot 300 îmi dă. Bă, dar nu mai-mi da la medul terec. Stai că eu consum și gloanțele de pomană așa. Hai să văd ce fac eu acum. Mai joc runda asta, nu stau să joc tot ăla. Tot ăsta că nu mai pot decal, sincer. Ok, out. Încarcă. Aoleu, ce mi-a dat cu sniperul. M-a pândit al rec, m-a așteptat și cum a luat, frate? A făcut așa odată și m-a prins. Bine, hai că mai joc unde că a fost dezamăgitoare. Ce mai să ăștia în bază? A, mă, că suntem mai mulți, putem bate. Ok, unul out. Unul i-a fecat, l-o fi omorât, nu l-a omorât. Iau și ultimul a fecat. Hai, mă, omoară și pe ăla. Așa, bun. Zic într-un, hai că încheie, dar nu mai încheie. Parcă mă mănâncă în curs să fac un clip lung, să bag mai multe reclame. Nu, voi ce zice, sunt youtuber de la corupt. Bă, apropo, Vlad Alexandrescu, am văzut că făcuse treaba aia cu reclame. Și făcuse un clip în care își cere scuze și a lăsat așa o imagine pe care zice că îi pare rău vreo 2-3 minute ca să iasă clipul de 10. Mișto, n-am ce zice. Înțeleg o idee să pui outro-ul ăla mai lung, cum mai face Zappi. Am văzut că odată nu ieșea clipul de 10 minute și a pus vreo 40 de secunde outro-ul ăla. De vreo 20 au... nu s-a întâmplat nici după aia, în ultimele 20 au... Unde? A, era acolo. Și abia în ultimele... celelalte 20 secunde a apărut... aia cu subscribe și alte două clipuri recomandate sau câte are. Și Instagram-ul și Gordoshop-ul. Aici am murit prostește, am aruncat și flash-ul la nașpa. Vom borâți azi, nu? Bine. E, cred că ajunge cu testarea la nouă armă, poate să-i fac un versus ceva. Da, cred că o fi cam la fel și n-am niciun chef de un versus de ăla. Adică gen să fac două comparații. Deci să mă filmez cum trag în pereți, să arăt animația de încărcare și aia. Hai că eu închei episodul acesta de CSGO. Hai să mai dau o de asta, cum se cheamă, o analiză la arma aceasta, să o scanăm. Deci trade, nu trade up.
la loadout. Așa, pac, este mai doată un inspect, să vedem cum este. Noua armă de pe CSG. Să sperăm că o să ne lase cu ea și pe competitiv, că e genială. Deci chiar îmi place arma asta cum dă. Dă super bine. Poți să faci și tragi ca disperatul. Bine, și MP7-le e bun, dar momentan sunt mulțumit de asta. Și cred că rămân la arma asta, nu știu. Dacă e să o bage, las în locul MP7-lui, chiar dacă culmea. Am și skin pe MP7. Mai am și skin de ăsta cu Star Trek. În fine, cam atât și episodul acesta e CSGO. Dacă vă vedeți aici, aveți cu ce să vă loadați la rude. Și cam atât. Până data viitoare, ciao les!